Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Bună ziua, dragi colegi! Dacă sunteți de acord, până vine doamna Leuleacă de Muța, citim ordinea de zi. Sigur. Ok. Bine ați venit la ședința ordinară din anul de 29.06.2023. Voi da citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2023. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului de teren adunat ca număr cadastral 64.370, situat în orașul Târgu Ocna, strada Nicolae Argoraș, numărul 5, județul Bacău, inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului de teren de adunat ca număr cadastral 64.375, situat în orașul Târgu Ocna, strada Găleanu, numărul 34, județul Bacău, inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Proiectul numărul 4. Raportul de audit numărul CCPC de 2023, de 4.902.0906.2023 și scrisoarea numărul CCBC pe 2023 pe 4.2621 pe 0906.2023 întocmite ca urmare la misiunii de audit financiar efectuată în perioada 01.03.01.04.2023 de Camera de Conturi Bacău. Proiectul numărul 5, informare privind soluționarea definitivă a dosarului numărul 428/110/2020, având ca obiect pretenții înregistrate în rolul Tribunalului Bacău de către SECE, Compania Regională de Apă Bacău, compartiment juridic, evidența statistică a activității Consiliului Local. Proiect numărul 6, întrebări, interogări, răspunsuri. Dacă suntem de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Vă spun intenției, procesele verbale întocmite la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.05.2023 și procesul verbal întocmit la ședința extraordinară a Consiliului Local din luna iunie 2023. Pentru primul proces verbal, cel din luna mai, dacă aveți vreo observații. Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Procesul verbal. Mulțumesc, unanimitate. Cel de-al doilea proces verbal, dacă aveți observații, presupun aprobări. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumesc frumos. Pe două procese verbale au fost aprobate. Trecem la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2023, raport primarul orașului Ocna, raport de avizare, comisia juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu o să punem la vot. Cine este pentru să discuțim? Pentru președintele de ședință? Pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului de teren adunat ca număr cadastral 64.370, situat în orașul Târgu Ocna, strada Nicolae Argoraș, numărul 5, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Raport de avizare, comisia juridică. Aviz favorabil. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil, unanimitate. Comisia pentru securitate. Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Dacă sunt discuții. Să punem la vot? Da. Cine este pentru? Pentru. Pentru.
cu mențiunea domnului președinte, după ce au loc vânzările, Consiliul Local să fie științat. Membru. Am uitat să desemnăm membru pentru comisia de evaluare, cum spuneați. Să faceți propunere. Da, propunere. Propun de doamna Leulecă. Mai propuneți pe cineva? Până de eu pe doamna Iacuș. Da, am voie. Da. Dacă mai sunt deci avem un membru titular și un membru suplean. Pentru suplean, domnul Ianuș. Pentru suplean, domnul Ianuș. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu sunt supă. Aveți propuneri pentru comisia de evaluare? Nu știu dacă mai sunt alte propuneri. situat în orașul Târgu Ocna, strada Găleanu, numărul 34, județul Bacău.
inițiator primar al orașului Târgu Ocna. Raport de analizare, Comisia Juridică. Amis favorabil. Comisia pentru urbanism. Amis favorabil. Comisia pentru studii economice. Amis favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt discuții, întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Să audă și cetățenii orașului Târgu Ocna care este starea reală ceea ce se întâmplă în primăria Târgu Ocna, ca să zic așa. Dar, na, nu pot să trec peste colegii mei, dacă vor să
fie informați și cetățenii, bine, dacă nu rămâneți la modul că numai consilierii sunt informați. Nu e public asta? Este pisat. Dacă mai sunt... Da, tot eu aș vrea să întreb dacă s-a uitat cineva cu atenție pe acest audit. Doamna secretar? S-a uitat cineva cu atenție pe acest audit? Bun. Atunci spuneți-mi de ce vă rog scrie pentru abaterele care au determinat producerea unor prejudicii astfel cum au fost consemnate în raportul de audit, primarul OATC a său are obligația stabilirii întinderii prejudiciului și dispunerii măsurilor pentru recuperarea acestora. Este greșeala domnilor de la audit, dar nu putem să le spunem dumneavoastră dacă au reușit sau nu. Păi de ce nu putem să le spunem? Adică eu... Dă-mi și o să corecteze greșeala dacă... Am înțeles. Deci... Da, voi cere un punct de vedere și voi întreba. Sau să mă lămâncați să revină și să corecteze acolo, da? Sunt material de ședință, totuși. Da, puteam să corectăm noi cu pixul, dar, cum să zic, nu mi-este permis să corectez peste un material întocmit de o instituție care ne-a controlat. Puteați informa Consiliul Local că acolo este o problemă sau este un scris cum trebuie. Da. Și să evităm pe data viitoare chestiile. Da, probabil o greșeală de comitei. Da, Punctul 5. Informare privind soluționarea definitivă a dosarului numărul 428/10/2020 având ca obiect pretenții înregistrate de noul Tribunal de Bacău de către 10 Compania Regională de Apă Bacău, compartiment juridic, evidența statistică activității Consiliului Local. Discuții? Bună ziua tuturor! Iată că deciziile care s-au luat în forurile statutare ale orașului, respectiv Consiliul Local și Executivul de la acea vreme, implică maxime responsabilități în timp. Acum suntem martori că după ce a durat un proces de câțiva ani, să constatăm când efectele unei decizii care s-a luat atunci și a unei adoptări, a unei hotărâri, ne ținându-se în cont la acel moment de o reglementare legală și că trebuia adoptat un tarif la apă, plătim acum ca și comunitate efectele acelei decizii. După o judecată de câțiva ani în care operatorul de apă a solicitat lucrul în instanță să își recupereze sumele ca diferență de preț la metru cub, calculând la vremea respectivă, în timpul procesului, 858.383 de lei, am, cu sprijinul casei de avocatură, care a fost cooptată, am putut să demontăm partea de penalități la penalități, dar debitul principal și penalitățile principale nu au putut fi scăzute. Și astăzi suntem în fața faptului că orașul Târgu Ocna va trebui să pună din bugetul local 551.000 de lei, 548 de lei. Asta înseamnă 5.500.000. Gândiți-vă ce efort trebuie să facă Consiliul Local într-o perioadă destul de dificilă, de criză, de dezvoltare, de proiecte aflate în lucru, când trebuie să acordăm aceste sume. Și atunci eu cred că nu rămâne decât să reflectăm și atunci când suntem puși să analizăm niște documente și să fim cu mare atenție, pentru că în timp tot comunitatea suportă aceste cheltuieli.
Și poate că la vremea respectivă, aceste sume, ca diferență de preț, erau corect și firesc să fie suportate de beneficiarul direct, adică acel consumator. Și eu, ca și cetățean, ca și locuitor și dumneavoastră de altfel, dacă am consumat un metru cub de apă și valoarea metrului era un leu, dar atunci noi am hotărât să fie 80 de bani, plăteam un leu. Altul care a consumat 100 de metri cubi ar fi trebuit să plătească cu un leu. Iată că acum diferența aia am transferat-o pe întreaga comunitate. 5.500.000. Și acum va trebui să facem de, pentru că acum, epuizându-se orice cale de atac și orice cale de justiție, practic acum ne putem trezi oricând cu conturile blocate sau cu executori. Și de aceea eu am solicitat conducerii CRAB, pentru că și CRAB este un partener în tot ceea ce funcționează acest tip de utilitate, să aștepte, să dezbatem în Consiliul Local și să venim cu o propunere de eșalonare. Pentru că suma din cont se poate fi transferată direct, depășește orice posibilitate. De aia, ceea ce a apărut în spațiu public, aș vrea să fiți, să prezentați în spațiu public cei care au prezentat și nu sunt de față. Să prezinte așa cum s-au întâmplat lucrurile, nu să facă doar extrase și că am pierdut procese, nu l-am pierdut, ci l-am câștigat, am câștigat ceea ce am putut câștiga. Adică să nu plătim acele penalități la penalități, care nu era până la unul corecte. Dar delictul principal niciun avocat nu poate să ți-l scoate. Și asta după un proces de câți ani de zile? Din anul 2020. Nu, în anul 2020, dar în anul 2020 s-a deschis procesul. Pentru o situație din 2014. Deci iată că au, sunt 9 ani. 9 ani, după 9 ani de zile, cu tot felul de schimburi, de adrese, de comunicări, de interpelări, de nu știu ce, ajungem și plătim aceste sume. De aceea, noi ca executiv, când venim în fața dumneavoastră să prezentăm o situație, ea trebuie bine analizată și argumentată, și de o parte și de alta, cu păreri și pro și contra, și deciziile să le luăm, pentru că, la un moment dat, s-ar putea să existe și o răspundere materială. Eu nu știu care vor fi aceste, cum vor fi recuperate aceste sume și de unde. Nu sunt eu mandatat să fac aceste analize, dar există și această responsabilitate. Aș propune ca măcar de acum încolo să fim mai atenți la aceste proiecte în care ne asumăm niște costuri și cu niște tarife, când să ne îndreptăm atunci când pot fi îndreptate. Că iată, vin vremuri când trebuie să dăm niște sume. Asta am putut să spun. Dacă dumneavoastră considerați că putem să mai dezbatem pe situația aceasta, dacă avem altă opțiune, de unde tăiem, de unde rectificăm, pentru că la jumătatea unui an să plătim o datorie de 2014, nu e chiar plăcut. Nici. Suma pe care ne-am judecat a fost 858.383. Și până la urmă, hotărârea instanța, după ce am adus toate argumentele și toate procedurile la care am răspuns solicitărilor avocatului, am ajuns la 552.082. Din care 551.458 este diferență tarif apă rece, reprezentând perioada 28.06.2014, 31 mai 2015. Deci iată că într-un an de zile, la vremea respectivă, că după aia s-a revenit, cred că, la preț, nu știu, nu mai țin minte cum a fost, iar 534 cheltuieli de judecată. Și CRAB-ul ca operator, el acum trebuie să pună în aplicare hotărârea judecătorească, care e definitivă, e revocabilă și nicio posibilitate de atac. Da. Asta este situația. Mă punește de vreo acest punct de vizionare la parte 5B. Nu am încărat. Ca să fie pentru fărăzul cetătării, nu s-a aprobat la momentul respectiv o majorare de prețuri, nu? Deci la momentul respectiv, operatorul de apă, datorită unor modificări legislative, a venit cu o evoluție a prețurilor și un nou calcul al prețurilor. La vremea respectivă, acel calcul era avizat de către instituțiile acreditate, ANRSC și cine mai erau atunci. Era justificat. Era justificat, era în
graficul de evoluție a prețurilor și atunci membrii Consiliului Local au hotărât că nu e corect sau nu știu care a fost raționamentul atunci. Important este că la vremea respectivă hotărârea nu a trecut. Crau atunci a deschis o serie de procese juridice la un moment, că vedeți și ei au așteptat din 2014. Dacă au deschis primul litigiu în 2014, mai mult multe sigur deschide legea pe această speță. 2014 a fost primul litigiu, și el s-a mutat de la o instanță la alta, s-a transformat într-un dosar în altul și după 9 ani de zile, în condițiile care 500.000 de lei sunt jumătate, dacă luăm așa o cifră reală, poftim 100.000 de euro, dar sunt, e jumătate din taxe și impozitele locale care strângem noi într-un an de zile. Direct, vorbesc celea care le strângem noi cu uleuțul de la consumatori și de la proprietari din oraș. Deci iată cu o dardana din asta care îți vine și acum și cu toată dorința operatorului și a noastră, suntem puși în fața unei hotărâri seci, care ea trebuie să ducă dusă la îndeplinire. Nu poate niciun organism să spună, lasă că o păsuim sau o punem cumva. În condițiile în care noi am venit și am justificat, am spus și am adus tot felul de argumente, da? De-aia trebuie să reflectăm și să dezbatem atunci când e necesar și soluțiile pe care le adoptăm să nu lăsăm urme în timp. Toți suntem în vreme niște anumite poziții. Putem lua legătura cu ei și să obținem o eșalonare a datoriei. O să ne propunem lucrul ăsta, da? Avem un acord. O să propunem. Asta am și făcut. Eu am avut o discuție cu directorul general. Directorul general a făcut și eu am preluat o situație. Eu, la rândul meu, am un consiliu de administrație, un acționar, care sunt acționare toate UAT-urile. E o procedură destul de grea. Noi vom merge către un document de eșalonare. Dar și o eșalonare, vă dați seama bun. Cât o să ne ia? Nu știu perioada. 10. Doar o să ne dea pe 20 de ani. Ca să fie o sumă. Și chiar și cu eșalonare și doar măcar pe 5 ani. Nu știm. Noi să mergem cu până la 5 ani, dar știu eu. Mai avem o eșalonare, deci mai am avut un proces care l-am pierdut cu Cravu în timpul precedent. Am avut eșalonare, ne-am ținut eșalonare cu un efort foarte greu. Acea eșalonare a fost pusă la capăt, că dacă nu te ții... Sumă mare. A fost sumă mare. Tot. Și a fost un efort foarte greu să păstrăm acele rate. Și atunci ne-a eșalonat pe cât ne-a eșalonat? 12 luni. 12 luni. Ne-am eșalonat. Sau 2 ani. 24. Da, am propus 5 și ne-au redus și acolo, după ce am fost potrivit cu asta. Da, am fost împreună. Și ne-am ajuns pe 2 ani. Acum, da. Noi ne ducem cu varianta maximă. Sperăm să obținem. Da. O situație neplăcută pentru comunitate. Deci, în locul cu 6, întrebări, declarări, răspunsuri. Tot e rămas. Am eu o întrebare. Deci, am observat că acolo, stația de autobuz, unde se stă la ocazie, Ionești, a apărut un panou cu mersul autobuzelor. Așa. Dacă s-ar putea să amplasăm un asemenea panou și la autogară, pentru că acolo sunt cei care vin cu trenul, turiști care vin și vor să afle și mijloace de transport mai au, dacă putem să duplicăm, să mai punem un panou acolo undeva la autogară. El este pregătit. Ca și amplasament, am obținut acordul unui proprietar să-l montăm în dreptul proprietății sale, pentru că am vrut să fie într-o zonă expusă din toate unghiurile. Pentru că, indiferent cum l-am fi pus pe domeniul public, dacă îl puneam spre dare, nu se vedea cu natural de duci spre autogar, nu te mai întorci cu spatele, dacă îl puneam pe partea cu pietonalul, iar nu... Și atunci am găsit înțelegerea și avem un proprietar în zonă care permite pe peretele proprietății să-l montăm și noi. Exact un panou identic. Bun, înseamnă că da. O să reuă, să fie vizitul ăsta? Da. Nu l-a fost montat pentru că a fost și șantier pe acolo și am spus să nu ne trezim că îl deteriorează. Da. Mulțumesc. Da. Am și eu o recomandare. Acum am văzut pe acum câteva zile un camion, a agățat un cablu și
la acel cablu a fost recuperat dintre firma care îl avea și am tras concluzia că era inactiv acel cablu. Sunt unele cabluri care sunt probabil inactive pe stâlp, una că nu e un aspect plăcut și ar trebui cumva curățat de astea care sunt inactive. Era un cablu a unei firme de telecomunicații și văd că l-am trecut de mult și l-au dat jos. Poate că arată foarte rău pe stâlp ăștia ca un pom de iarnă, așa în magazin. Tot am încercat cu operatorii, vedeți noastră că acum e o mare problemă și nu numai din Bocna, cu telefonia, fosta telefonie fixă a lui Telecom, ea a fost preluată de către Orange, Orange transferă toată calea asta de comunicare în mediul de GSM, au dat alte telefoane și atunci au rămas foarte multe cabluri și încă mai sunt, au fost și alte companii care la un moment dat au avut cablu, internet, diverse, care au rămas abandonate. Acolo, pe străzi sau pe străzile unde am avut investiții și am avut acces la instalațiile și pe stâlp, am curățat. Și am văzut că am relocat stâlp și pe strada Gării, și pe strada Verii, și pe strada Mihai Eminescu, s-au relocat și stâlp care erau așezați incorrect, aveau și o uzură, că erau din aia model, din lemn, cu creuzot, din ala, se făceau pe vremuri cu brațe din alea, că urcai pe el. Am relocat. Da, e o situație care nu avem o soluție repede, dar pas cu pas o înțelegem. Și au făcut descurcări de persoană, dar probabil o adresă din partea universității. Vom reveni. Da. Pentru că la intrare în oraș stau cabluri, deci care nu mai simt bătrâși. Da. Dacă e un cablu de electricitate și doar nu ferește, se întâmplă ceva, atunci acționăm în fel. Și e bine să nu se ajungă la da, să nu avem evenimente nefăcute. Sunt situații când se produc diverse accidente. Domnul Barna, aveți ceva să vă întâlnim? Da, bună ziua, am văzut că dacă Consiliul Local în 2014 nu a aprobat majorarea de preț la apă, am fost defectat. În 2020, cred că în noiembrie sau decembrie, 41 de oate sau 40 de oate ori au fost de acord cu tariful la apă potabilă și canalizare pentru 5 ani. Pentru 5 ani. Pentru cofinanțarea lucrărilor pe programul ăla de 400 milioane de euro fond european. Până acum n-am văzut nicio lucrare de genul ăsta. Mi-a plătit prețul la apă cât am stabilit prin ADR-le ce au vrut ei. Apoi el o ce răspunde, nu mă mai avem. Și obligații să investească. Se referă la perioada pe care noi am luat act și am majorat și am plătit. Și ei să mai investească un pic. Da, e investiție aprobată, adoptată, este licitație. De Bocna este în procedură de licitație pentru puținele localități în cadrul proiectului de 400 milioane de euro cu componenta pentru De Bocna, canalizare, extindere rețea de canalizare, reabilitare rețea de apă și extindere rețea de apă și conductele de refulare. E procedura de licitație, s-a reușit după 3-4 licitații eșuate, după 3-4 actualizări de prețuri și de valori și de armonizarea legislațiilor europene cu cele naționale și acum există o firmă în competiție, sperăm să se ducă această licitație la capăt și să fie adjudecată lucrarea. Pe tot vorbim de crab, a spus bine că trebuie să fie o relație de colaborare, dar văd ei sunt destul de agresivi juridic vorbind, chiar dacă dreptate de partea lor nu scapă niciun cent, cum se spune, atunci trebuie să ne orientăm și noi, că avem și noi mijloace să verificăm, nu la calitatea serviciilor și asta. Dacă nu găsim înțelegere, atunci chiar trebuie să privim și noi altfel. Nu, dacă nu suntem parteneri, parteneriatul înseamnă reciprocitate. Ei spuneau, țin minte, când au venit acolo de ani ca să mărim prețul, eu i-am înțeles și am zis tot timpul, nu trebuie să fim populiști, trebuie să mărim prețurile ca o dreptate, dar spuneau că au redus pierderea de la 70% la 60%, ceea ce e o pierdere imensă. Bun, o suportă ei, dar sunt curios acum dacă în 2 ani de zile de investiții care l-au spus, cât ar mai fi pierderea de apă în oraș, știți, de contorul de la... Până acum o suporta, când era orașul, suporta orașul, nu era edilitarul, suporta edilitarul și tot așa. Ăștia sunt cu forțe financiare mult mai mari, dar
totuși o administrare bună a rețelei de apă înseamnă să reducă pierderea, vedem cum inonește, trece pe polietilenă 100% și cred că o pierdere va fi un procent sau cât, mult mai mic. Deci, să înțeleagă și ei că au și ei, cum se cheamă, defectele lor și chiar ar trebui să întrebăm cum care e procentul de pierdere la apă în oraș. Probabil, ăsta se reflectă tot în preț și tot noi o plătim. Deci, asta doresc un parteneriat și dorim un parteneriat care să fie parteneriat, cum îi spune și cuvântul. Mulțumesc! Da, eu am avut mai multe de discuții din conducerea CRAB. Același lucru l-am prezentat și eu și am dus mesajul și anume asta mai departe. Dincolo de parteneriatul ăsta, Consiliul Local Târgu Ocna, orașul Târgu Ocna cu primăria, am făcut investiții și reparații pe conductele și pe rețelele pe care, sau care au fost băgate în pământ pe străzile unde sunt investiții, de câteva sute de mii de lei și acum am cerut câteva sute de mii de lei în fiecare an. Cred că acum am ajuns undeva pe la 2 milioane. Aducem acum imediat hârtia și spun exact cât am investit. Și tot în scopul de a crește calitatea vieții și calitatea serviciilor. Pentru că dincolo de prețul care e mic sau mare, disconfortul este maxim. Când te trezești că apare o avarie, strică și infrastructura pentru că produce o întreagă nebunie cu acumularea de apă și ne lasă fără acea utilitate. Câteva ore, zile și un disconfort total. Și nici nu poți să o lași ca să zici, domnule, nu-ți dăm aviz, nu interveni pentru că creează o nebunie și mai mare. Uitați, adresa mea am făcut-o în 23-a 6-a, după ce am primit oficial de la companie. Am făcut o adresă. Până la momentul de față am investit 2.357.506. Vă spun imediat. Și aici vine și nominalizez. Extindere rețea alimentare cu apă și racordul apă, strada Vâlcerii, orașul Toată. Deci mandatul ăsta vreți. Mandatul ăsta. 645.211. Amplasare, bazin, tampon, rețea alimentare cu apă, strada Vâlcerii. 495.898. Reparații, rețea alimentare, strada Mihai Eminescu, orașul Târgu Ocna. 159.000 de lei. Branșamente, rețea Tudor Vladimirescu, 1 mai, orașul Târgu Ocna. 41.000. Branșamente, rețea pe strada Oituz. 7.853. Reparații rețea alimentare cu apă, poate o grămadă, 89.000 de lei. Reparații rețea alimentare cu apă, strada Cărămidăriei, Cimitir Viitor, orașul Târgu Ocna, 338.315. Reparații canalizare, strada Răducanu, 200.000. Asta trebuie să intrăm acum cu ea, că e nominalizată aici pentru că e semnat deja contractul. Reparații rețea alimentare cu apă, strada Poieni, 458.941. Branșamentul rețea apă strada Zimurului, orașul Târgu Ocna, 81.288. Deci asta în 2 ani, 3 ani. Dar dacă s-au făcut cheltuielile astea din partea noastră pentru a funcționa în instalațiile, păi ei sunt doar încasatori, doar casieri, adică cumva din aceste cheltuieli să scadem un pic din datoriile alea, nu avem pârbii. Nu avem, pentru că atunci când s-a semnat contractul de predare a apei de la Târgu Ocna, s-a votat tot închiși și nu suportăm decât consecințele. Adică noi facem investiții pe banii noștri, ceea ce se întâmplă, predăm CRAB-ului ceea ce am investit și plătim și deasupra costul apei. Haideți să vedem, avem o altă soluție. Haideți, domnul consilier. Auziți ce v-a spus calitatea apei, da? Dumneavoastră sunteți reprezentantul nostru în CRAB. Nu sunt reprezentantul nostru. Nu sunteți? Reprezentantul Consiliului Local, nu v-am delegat, să ne reprezentați în CRAB. Și juridic. Da? Păi dați-mi o soluție juridică, nu așa tu dați la spatele altuia. Păi, dați-mi soluția juridică. Veniți cu contractul inițial, că nu știe nimeni. Da? Veniți cu contractul când ați dat apa, că toate lucrurile au fost făcute fără știrea acestea. Cine le-a dat, domnule? Dumneavoastră le-ați dat. Erați în stat. Nu era nimeni altcineva. Ia mai verificați-o, da? Ia mai uitați-vă. Hai să vedem și cine vine. Încă da. Ia să vedem cine vine. Uitați-vă încă da. Consiliul Local a votat, primarul a propus. În ce an, domnul? Da? Ia spuneți mea să-mi ce an. Pe timpul mandatului doamnei Ivanov. Și cine era în stat? Și cine era în stat? Păi nu mă întrebați pe mine. Da? Păi vă rog frumos.
Erați tot la conducere, tot la butan. Asumați-vă ceea ce spuneți, dar spuneți lucruri corecte. Nu toți, ce... toți am votat, toți consilierii au votat. De asta suportăm acum ceea ce suportăm. Păi, da? Nu, și lăsați. Plătim de 2-3 ori costul apei și da, investiții. Deci dacă doriți, veniți cu o soluție juridică, nu populistă. Veniți cu o soluție juridică, vă argumentați, vă spuneți și adoptăm decizia. Sigur. Și o ducem mai departe. Dar o facem o... Ideea este să nu mai greșim. Ideea este să nu mai greșim. Dacă ați găsit soluții, dacă ați găsit soluții, să... Să dăm în fața unei hotărâri definitive și irevocabile, pe care trebuie să o punem în aplicare. Noi acum aia, să o punem în aplicare. Celelalte lucruri, da, pot fi discutate despre investiții, despre ce se întâmplă. Acum, eu nu sunt avocatul societății, m-ați împuternicit și am reprezentat de fiecare dată cu mandatul pe care l-am obținut din Consiliul Local, ca urmare a demersurilor și ordinii de zi care a fost prezentată și materialelor. Da, astea s-au făcut. Dar de partea cealaltă a lucrurilor, uitați-vă că din acel proiect de 400 de milioane, care este ultra întârziat, nu foarte întârziat, Târgu Ocna este o localitate care acum se află în licitații față de celelalte loturi care sunt încă în stadiu de așteptare. Deci, acum, eu nu spun că nu se poate mai mult, și se poate mai mult, și trebuie să se poate mai mult, dar haideți să vedem variante juridice care putem, cu care putem să luptăm. Că de fiecare dată, când am venit și am solicitat prezența și reprezentarea de o instituție acreditată și abilitată de tipul casă de avocatură, ne-au sprijinit și de-aia sunt specialiști, ca să susțin acum în instanță interesul părții noastre. Dar, de data asta, asta a fost decizia instanței, pe care eu nu pot să o contest. Am câteva interpelări către domnul primar. Drumul către centrul educativ, când se asfaltează? A fost anul trecut... V-am răspuns ședința trecută. Aveți un grafic? Grafic la ce? La când se asfaltează. Nici măcar nu vreți să fiți atenți când vă dau niște răspunsuri, domnul consilier. Îmi dați în doi pe. Păi, dumneavoastră le așteptați. Spuneți un subiect și predicat, dar nume. V-am mai spus odată și am, o să dau răspunsul oficial. Dumneavoastră văd că nu rețineți. Proiectul este finalizat și urmează procedura de licitație. A, deci e în procedura de licitație. Deci nu știți când anume. A, un moment, am înțeles. O fost în ședința trecută. Ședința trecută nu a fost prezentată. Se va emite autorizația de construire. Sunt niște pași, că nu suntem aici pe proprietățile noastre. Încă una, cred. Da? Da, să faceți aceste afirmații, domnule. Păi anul trecut am făcut aceleași afirmații și nu s-a asfaltat. Da? Și aveați și bugetat și nu le-ați asfaltat. Ați fost tot în procesul. Susțineți bugetul local și apoi vorbiți. Dar să sunteți care nu, persoana care nu ați votat niciodată nicio investiție în oraș, nici la școli măcar. Și vreți să vă treziți aici să cereți socoteală că aveți în spate o cameră de la vedere. Serios? Nu, adevărat. Da. Susțineți investițiile orașului și apoi cereți socoteală. Da, nu vă puneți și vă dați după cireși. Poate spuneți despre pierderile pe care le suferă orașul din zonata dumneavoastră. Care pierderi? Care sunt citițele la atâtea de conturi. Hai citițele și spuneți-le cetățenilor orașului din Drogna. Hai să vedem ceea citițele dumneavoastră. Ce ziceți dumneavoastră? Că dumneavoastră faceți lăsa, ceea ce faceți, da? Domnul Ocicu, groama de pe strada Sărâmul Vâlcica, când se astupă? Ai un an de acum, se putem astupa măcar o groapă? Suntem în sezonul estival, da? Are 2 metri pătrați. Ne-ați păcălit anul trecut că e un dispozitiv care o monitorizează. Nu avem nevoie de monitorizări, avem nevoie de asfaltări. Aleea care vine dinspre strada cei negri, spre piațetă, s-a deteriorat. Ce... E cumva pusă pe lista de investiții? Nu, dar nu puteți să faceți investiții. Da? Dacă tot sunt multe lucruri care nu sunt puse pe lista de investiții, dar totuși le abordați. Puteți să puneți niște borduri să nu se fie nici oameni? Puteți să puneți legal, domnul. Legal. Da. Nu mai pierdeți, vrea să sunteți o monumentele istorice, tot pe lista ținteza CNI sunt? Nu le-a spus nimeni acolo. Nu le-a spus, tot acolo sunt, da? Dar real a fost lista aia? Ne puteți spune, da, bineînțeles, de fiecare dată vă spun. Camera de luare de Nicolo, nu încoace. Nu contează, nu la noastră, că îmi place să vorbesc cu interlocutorul meu. Domnul Ocicu. Membru în Consiliul de Administrație, CURP s-a ales, avem membru nou? În Consiliul de Administrație? Păi nu știu, dumneavoastră fiți acționat. Păi dumneavoastră trebuie să... Ce a hotărât acționatul?
Păi nu, dumneavoastră trebuie... Dar spuneți că sunteți acționat. Întrebați administrația. Întrebați Consiliul de Administrație dumneavoastră, care este statul. Nu mai întrebați pe alții. Păi vă întreb. Păi nu știu dacă... Că dumneavoastră, semnăturile dumneavoastră sunt pe acolo, nu are... Lăsați. Nu, las mei. Sunteți acționarul, domnul. Nu mai aruncați. Deci... Acționari suntem numai când trebuie să suportăm consecințele. Nu, domnule, nu, domnule, nu, domnule, am pus ceva întrebări, astea au fost toate întrebări, nu am niciun răspuns. Deci nu am niciun răspuns la întrebările pe care le-am pus, da? Ok, dar devine cum dau ok? Cum dau ok? Nu înțeleg cum dau ok. Adică pun întrebări și nu primesc răspunsul, cum dau ok? Da, da, răspunsul de altceva, domnule, răspunsurile pe care le aveți. Și aveați posibilitatea să vă înscriți, să fiți nominalizați în diverse comisii, niciodată nu v-ați asumat. Asumați-vă! Dar, domnule, vreau să fac parte din comisia 1, 2 sau 3. Nu stați după ce propuneți pe alții și după aia să arătați cu degetul cum aia nu fac și cum greșesc. Asumați-vă! Pe cum nu? La comisia aia nu sunteți, la aia nu și vreau să vă puneți așa întrebări în eter. Ce păi, suntem? Nu, vă pun întrebări dumneavoastră, conducător al instituției. Uitați-vă la dumneavoastră. Ordonator de credit. Lăsați ordonatorul de credit. De ce să-l las? Ca deci, după ce trebuie orașul de Bogna? Nu, las de rog, absolut de rog nu-l las. Haideți, da, mulțumesc, am încheiat. Aș vrea să întreb și eu executivul, dacă știți cumva pe strada Crișan se poate trage canalizarea și dacă e posibil eventual pietruită sau asfaltată, iarna când trece pe acolo buldul, ia tot pământul acela și noroi, de câte ori plouă, apă, spălți acolo, dacă... Eu aștept soluția să vedem de la această licitație, dacă se materializează sau dacă nu se materializează. Cu toții știm că strada Crișan e un pic geografic greu de identificat pentru acolo, acolo se suprapune și cu terenul acela care a fost cândva teren de sport a școlii, care acum e utilizat și ca parcare și ca mod de deplasare, pentru că s-au evitat bărțile și acele gropi care s-au creat în timp. Acolo trebuie să facem pentru o soluție dacă nu iese procedura de licitație. Așa cum am investit în numele orașului și pentru orașul comună, trebuie să găsim o soluție de rețea și acolo. Și eventual, dacă nu se poate asfalta, măcar nu un pic de piață. Îndreptat, îndreptat tot ce înseamnă acolo și se poate asigura, mai ales că e și un obiectiv pe lângă proprietățile care sunt acolo, 5 proprietăți, există și un obiectiv de tip alimentație publică acolo. Da. Ai reprezentativ pentru vă rog frumos, mulțumesc! Da. Dacă mai sunt întrebări și întrebări, dacă nu, ce vreau și ședința închisă, vă mulțumim! Bună!